cura de slăbire cu ou de prepeliță. Cercetători din mai multe țări au constatat că față de oul de găină, cel de prepeliță conține de 5 ori mai mult fosfor, de aproape 8 ori mai mult fier, de 6 ori mai multă vitamina B1 și de 15 ori mai multă vitamina B2. Acesta conține și întregul complex de vitamine A, B, D3, E, dar și calciu, zinc, sulf și potasiu. Curat de slăbire cu ouă de prepeliță, beneficie atunci când suferi de probleme digestive, este recomandat să consumi ouă de prepeliță deoarece reglează aciditatea gastrică. Un consum regulat cu ouă de prepeliță îți întărește sistemul imunitar, te ferește de bolile infecțioase. La bărbați, ouăle de prepeliță sunt cunoscute pentru efectele sale benefice asupra fertilității, impotenții și libidoului datorită conținutului lor de proteine, vitamine și fosfor. Ouăle de prepeliță te apără de cataractă. Datorită cantității foarte mare de vitamina A, vei avea o vedere foarte bună chiar și la bătrânețe. Ouăle de prepeliță au rolul de a revitaliza organismul. Este bine să consumi ouă de prepeliță în perioada de lăuzie, atunci când ai suferit intervenții chirurgicale, dacă suferi de anemie, dureri de cap, etc. Sunt recomandate în curea pentru următoarele afecțiuni sterilitate masculină sau impotență, combaterea alergiilor și astmului bronșic, intoxicații, diabet, astănie, anemie, stres, surmenaj. O cură cu ouă de prepeliță rezolvă probleme grave de sănătate, cum ar fi diabet zaharat, afecțiune ale inimii, ale stomacului sau ale sistemului circulator, și asta fără niciun fel de medicamente, boli ale ficatului și rinichilor, impotență sunt recomandate în curele de slăbire, deoarece stimulează metabolismul, scad colesterolul și protejează inima și întreg sistemul circulator. Cura de slăbire cu ouă de prepeliță, contraindicații cura cu ouă de prepeliță pentru slăbit. Ce presupune? Cura de slăbire cu ouă de prepeliță, în cazul în care vrei să scapi doar de câteva kilograme în plus, presupune să mănânci 5 ouă crude de prepeliță pe stomacul gol. Nu vei mai simți nevoia de a mânca până la prânz, deoarece acestea sunt foarte sățioase. Bineînțeles, cura cu o să ține având o dietă echilibrată, hidratându-te foarte bine și respectând regulile de bază, fără alcool și dulciuri. Mai sunt și curele cu 120 de ouă sau cura cu 240 de ouă, prima se ține 26 de zile, iar cea de-a doua 50 de zile. În primele două, trei zile se consumă 3 ouă crude, apoi începând cu ziua a patra se consumă 5 ouă pe zi, ca în ultimele două zile, 3, respectiv două ouă. Contraindicații la cura cu ouă de prepeliță. Cura pentru slăbire și menținerea sau îmbunătățirea sănătății cu ouă de prepeliță se face cu prudență și cu consult de specialitate. Cura este contraindicată copiilor sub 3 ani, vârstnicilor, persoanelor cu boli cardiovasculare, din cauza conținutului ridicat de colesterol, persoanelor care au alergie la oul de găină sau care nu pot mânca ou în general. Deoarece cura presupune consumul de ouă crude, este bine să știți proveniența păsărilor, pentru că cele crescute în condiții precare pot transmite germeni nedoriți. Multă sănătate! Dacă nu vă știți cu afecțiuni ce vă pot împiedica să consumați ouă, vă recomand să încercați. Abonați-vă, apreciați și distribuiți. Nu uitați să cereți sfatul medicului pentru înlăturarea efectelor adverse.